să văd bărbăție adevărată la semenii mei. Și la cei noi tânjim pe femei. Știu asta. Adică nu înțeleg de ce s-a pierdut, dar îmi displace că nu mai văd structură de bărbat adevărat pe care să te poți baza, care are cuvânt, care, cum să spun, are niște aturi, da? Nu neapărat în fața voastră, și în societate. Da. Oameni care nu sunt șovăielnici, care nu sunt alunecoși, care își asumă până la capăt dacă a intrat pe o stradă. Și atunci încerc să punctez din ceea ce cred eu că ar trebui să fie trăsăturile unui astfel de personaj. Și din întrebarea ta aș vrea să lipesc cu exemplul ăsta și să spun că ești bărbat în momentul în care nu te simți duplicitar. Da? Adică s-a terminat povestea asta? Nu pot să merg la două capete pentru că lovește în structura mea bărbătească. Mă duc și acolo, îi spun și ălea ce-i spun. Cât ești de frumoasă, uite ce urâtă e aia de acasă. Când te uiți în oglindă, cum te simți când faci chestia asta? Știi? Și atunci, dacă am o structură sănătoasă și am lucrat la ea, nu fac lucrul ăsta până când, ca să nu fiu duplicitar. Că altfel lovesc în demnitatea mea. Sunt oameni care acceptă să se uite și să-și frece pamii, să zică, mamă, ce le-am păcălit, lasă că scap de aici, mă duc dincolo. Ok, dacă pentru ei e așa, pentru mine nu e. Și sper să mai fim și noi exemplare în lumea asta, că am observat că femeile tânjesc și au nevoie Da. De... Și spunem respectat, da, chiar tânjim.